Dan, bună dimineața! Bună dimineața, colegi! Bună dimineața! Bună dimineața! Bine, e o dimineață, sper să fie bună pe parcursul acestei zile. Suntem și noi cei care încercăm să radiem bucurie, cei drept, ca să mai liniștim spiritele, dar uite că asta se întâmplă în secolul 21. Din păcate. Fă-ne cunoștință cu invitatea. În această dimineață, alături de mine, este Dorina Baciu, antreprenoare, cea care a venit cu aceste roți de cașcaval minunate. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața! Da, cum vă simțiți? Așa. Așa, bine, da, bine. Așa, bine. Spuneți că bine vă simțiți. Bine. Asta contează. Ați adus roțile astea de cașcaval atât de minunate. Spre exemplu, am rămas șocat când mi-a zis că această roată de cașcaval a fost puiată, a plutit în vin roșu. Da, desigur, într-un vin artizanal de casă. Așa. Într-un vin din soiul Moldova, ea plutește 30 de zile, adică stă la maturare 30 de zile în vin roșu. Minunat. În mica dumneavoastră fabrică, adaptată dintr-o anexă la casa părinților din satul Sădaclia, Basarabeasca, s-a născut această idee de a face cașcaval artizanal. Deci, ideea s-a născut, să zicem așa, afacerea noastră este o călătorie în lumea cașcavalurilor. Așa, așa, îmi place cum sună. Deja călătoria asta între gusturi, arome mai delicate, mai picante și naturale, care vine pe gustul fiecăruia, cred că, de noi. Așa. Care faci cunoștință, desigur, cu ele. Plus, ideea cred că a venit din Italia. Din alte meleaguri. Da, din alte meleaguri, că e după o tehnologie italiană, sunt fabricate cașcavalurile. Deci soțul împreună cu soțul, care muncea în acest domeniu și de ce nu? Taică mi-o avea o stână de oi și să implementăm și să facem și noi, să aducem ceva natural, sănătos și de calitate acasă. Și cum sunt afacerile de familie? Sunt complicate uneori sau se încheagă, dacă vrei? Deci, de exemplu, sperăm că pe viitor vor fi și recunoscute și afacerile de familie. Că aici trebuie să înțelegem că merge lanțul scurt dintre producător și consumator direct. Și sunt într-adevăr produse artizanale. Prin cel artizanal, manufactura omului, 90% în producerea cașcavalului, întreținerea lui. Plus, cred că la noi asta e o problemă, că produsele astea artizanale, artizanatul se consideră doar artizanatul croșetat, vă dați seama. Am înțeles. Deci produsele artizanale... Eu zic să și gustăm un pic și o să vorbim și mai multe pentru cealaltă parte. Desigur. Și o să ne povestiți cum stă treaba, bine? Desigur. Ne-am înțeles. Avem și întrebări din redacție. În această dimineață alături de mine este Dorina Baciu, antreprenoare, cea care produce împreună cu soțul ei cașcavaluri, nu? Da, desigur, noi producem cașcavaluri artizanale după tehnologia italiană. Din lapte de oi, capre și vaci. Am înțeles. M-a surprins că ăsta, spre exemplu, este maturat, deja le-am învățat și eu un pic. Are 36 de luni? Da, desigur. Aproape 3 ani de zile? Da, s-a avut grijă de el? S-a avut de grijă de el în fiecare zi, prelucrat cu apă cu sare, întors pe, dacă vă dați seama, pe scândurile celea de lemn. Am înțeles, cumva îmi imaginez că... Tangența, stă așa, un proces autentic tehnologic pe care l-ați preluat cumva din Italia și l-ați implementat și aici. Astea sunt roțile care au fost ținute în vin. Asta e un pic mai tânăr sau tot atât de înțelept? Are 16 luni de maturare în cașcaval, deci el devine cu timp așa un cașcaval de 36 de luni și deja deci avem de 6 luni de 9 luni maturare. Pentru că producem doar la sezon și sezonul laptelui, după sacrificarea mieilor, atunci când există lapte. Da, atunci când se începe laptele. Și doar producem de sezon, pe urmă noi le maturăm. Și acum vorba aia, vine întrebarea redacției. Cum tăiem corect un cașcaval? Cum facem un platou de cașcaval? Deci, un platou de cașcaval, în primul rând, eu aș da un sfat așa consumatorilor. Ca cașcavalul minim trebuie să fie scos din frigider cu o jumătate de oră, 40 de minute, maxim 2 ore. Chestia deci îl scoatem din frigider și îl lăsăm Că se vine la temperatura camerei, deoarece dacă el e degustat deodată, se face... Știți cum? Transferul ăsta de temperatură din gură și frigider rece și
primești ca o bombă explozivă. Adică nu înțelegi toate gusturile. Nu înțelegi gustul? Exact. Perfect. Ca și vinul, ar trebui un pic să-l decantăm, să-l lăsăm să respire, așa și cașcavalul așa are și nevoie, cașcavalul. Un pic să fie odihnit, după ce a ieșit de la rece. Așa. Și eu v-aș sfătui, în primul rând, în procesul când faceți un platou de cașcavaluri, așa, să începeți cu un cașcaval tânăr și să ajungeți până la un cașcaval maturat. De aceea că, de exemplu, gustul cașcavalului timpului este mediu și treceți la unul mai așa, mai așa. Și deja devine picant, tot mai picant. E ca o discuție cu cineva, da, cu cel o discuție, mai tânăr, da, după asta, știți, și ajungem perioade la cel mai bătrân, da, cel mai înțelept, de fapt, da? Pe un platou de cașcaval aș putea să stai, da? Eu v-aș sfătui, deci nu-l dați singur, da, platou de cașcaval. El se combină foarte bine cu pâinea. Pâinea trebuie să fie nu într-o margine așa, că pâinea absorbe foarte bine mirosul cașcavalului. Și n-a să și deja chiar dacă îl ținem în frigider, ar trebui să fie ținut corespunzător, să fie învelit în peliculă sau bucată de hârtie? Nu, puteți ține și o hârtie alimentară. Aha. Pentru că el deja cu așa prelucrată, el nu înceară, nu are de aditiv nimic. Păi este specificul cașcavalului pe care îl produceți, fiindcă coaja se poate mânca și ea, nu e cu da, ceară. Da. E prelucrată doar cu sare. Da, cu apă cu sare. Dar, dacă avem o roată din asta, întâi se taie în două, da? Se taie în două și pe urmă începem a proporționa, deoarece cașcavalul din lapte de oi, astea care medii, stai în felii. Care medii cașcavalurile, stai în felii că se simt gustul cașcavalului și deja cele care sunt maturate, de exemplu, la o maturare de la 12 luni, cum sunt și astea, 24-36 de luni, tăiem forma fulgilor. Am înțeles. Așa mai pentru ca platoul și să arăți frumos. Vă dați seama. Am înțeles. M-a surprins și combinația dintre cașcaval și dulceață. Am putea face o combinație din asta? Desigur, pentru că de ce se combină cașcavalurile cu dulceața? Dacă vă dați seama, cașcavalurile sunt mai stridente cu sare și se combină perfect cu dulcele, știți? A, e o combinație ce? Bună. Treceți de la sărat la dulci și rămâne în gustul ăsta foarte pronunțat, știți gustul. Și mai ales dacă este și un pahar de vin. De exemplu, de platou nici nu poate să lipsească de cașcavaluri. Eu v-aș sfătui astea tinerile să le combinați cu un vin alb, cum sec. Merg mână în mână, de mână fapt. Mână-n mână, dar astea mai care sunt de 24 de luni, cum vând corpolent, roșu, de exemplu, de ăsta mai nobil, cum s-ar zice. Mai cu caracter. Mai cu caracter. De fapt, cum sunteți și dumneavoastră, cu caracter. Aveți doi copii. Primul băiat s-a născut în Italia, da? Are 9 ani și celălalt s-a născut aici. Aici are un an și 4 luni. Ați împărțit bine teritoriile. Da. Să fie parte la toți. Haideți, povestiți-ne despre cașcavalul ăsta. Văd că este mai fărămicios așa. Este un cașcaval se sparge. Din 36 de luni maturarea. Este un cașcaval din lapte de oi. Și vă dați seama că cred că este unicul produs autohton în Moldova cu așa o maturare și încă de lapte de oi. Minunat. Noi am cunoscut aici în bucătărie, a venit și un francez care produce cașcaval. Am înțeles că sunteți colegi. În relație bune, da. Sunteți colegi, de fapt. Și cum se împacă cașcavalurile franțuzești cu cele italienești? Deci, cașcavalurile franceze au altă tehnologie. Altă tehnologie. Ele mai mult sunt bazate pe mucigaiuri. Astea sunt pe cașcavaluri maturare. Mai pe maturare, pe tehnologii. Am înțeles, tot. Am înțeles. Dar ambele sunt... Se diferențiază după gusturi. Da. Astăzi o să vorbim despre astea italienești. Da. Aici avem un cașcaval care mai are ceva în interior. Este un cașcaval cu piper negru. Are o maturare de 24 de luni. 24 de luni. De luni. Da. 2 ani de zile. Da. Și 2 ani de zile trebuie să ai răbdarea asta ca să produci un cașcaval. Ce? Să nu vă sperie boabele de piper negru. Ba din contra, eu sunt ăla care le caută de fiecare dată. Vă cred, pentru că într-adevăr cred că e un cașcavalul meu preferat. Am înțeles, aveți cașcavalul preferat. Da. Al soțului care este? Ce? Al lui cred că
toate, pentru că el le produce, el într-adevăr pune inima, iubește ceea ce face. Mi-a plăcut când mi-ați explicat că producătorul, sunteți direct conectat cu consumatorul, fiindcă sunteți producătorul ăsta și lanțul este foarte scurt dintre producător și consumator. Da. Cum ar trebui să conștientizeze lumea sau nu știu ce ar trebui să întreprindem ca să cunoască lumea cașcavalurile dumneavoastră și să le consume, de fapt, cu un vin bun. Fiindcă noi, cumva, ne-am obișnuit. Eu sunt de acord cu lanțul ăsta scurt dintre producător și consumator. Ar trebui chiar să fie implementate mai mult piețele astea artizanale, că acolo deja producătorul să vină să facă cunoștință cu produsele lui și de aici vine direcția, că acolo poți să faci și o degustare și să povestești istoria. Și de aici consumatorii încep a învăța arta și gusturile și consumul. Știți câteodată zice, te duci undeva și spui miroasa cașcaval sau miroasa... Nu e corect. Fiecare are gustul lui. Asta înseamnă că e cașcaval adevărat. Dacă nu are gust sau... Trebuie să vă dați întrebarea de ce nu are. De ce? De ce? Oare? Prima întrebare de care ce? Apare. De ce? De ce s-au toate neut și au același gust? Asta e... Știți cumva, noi într-adevăr ne-am obișnuit cu tradiționala brânză de oi și ne-am limitat tot. Aici. Corect. Bine, că acum încet, încet au început cei noștri să consume cașcaval, să se facă combinațiile astea cu vinuri și cu alte produse bune. Da, noi vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Chiar și numele de familie, Baciu, de la Baciu, un cuvânt dacic vechi, vă dorim cât mai multă forță. Și roțile de cașcaval să se miște atât de repede încât să fie toată lumea fericită. Să dea Domnul. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență alături de mine, antreprenoarea Dorina Baciu, care face niște cașcavaluri de milioane. Abia aștept să le gustăm. Lili, Eugen, veniți și voi la degustare. Mulțumim tare mult, mulțumim tare frumos.